găsit la știrile din sport. Câteva sute de dansatori, reprezentanții ai dansului sportiv românesc din întreaga țară, își dau întâlnire la Reghin, sâmbătă și duminică. Clubul sportiv Dansul Viorilor, în parteneriat cu Primăria și Consiliul Local Reghin, Consiliul Județean Mureș, sub egida Federației Române de Dans Sportiv, organizează în premieră la Reghin Cupa României la Dans Sportiv, alături de Cupa Mirona. Cu această ocazie, Federația, condusă de reghineanul Vasile Gliga, va marca și 25 de ani de la înființare. Clubul sportiv Dansul Viorilor, în parteneriat cu Primăria și Consiliul Local Reghin, Consiliul Județean Mureș, sub egida Federației Române de Dans Sportiv, care sărbătorește 25 de ani de la înființare, organizează în premieră la Reghin Cupa României la Dans Sportiv, alături de consacratul concurs național Cupa Mirona, aceasta în perioada 15-16 octombrie. Câteva sute de dansatori, reprezentanții dansului sportiv românesc din întreaga țară, vor încerca să cucerească prestigiosul trofeu, concurând în competiții pe toate categoriile de vârstă. Arbitrajul va fi efectuat de arbitrii legitimați ai federației, de la cluburi din centrele de dans sportiv din țară. Calificările se vor desfășura în ambele zile de concurs, între orele 9 și 22. Într-un comunicat al federației se arată că talentul tinerilor noștri, împreună cu munca depusă la antrenamente, au făcut ca dansul sportiv reghinean să se bucure de reale succese, atât la nivel național cât și internațional, Reghinul devenind centru național de excelență în dans sportiv, cu primii campioni mondiali ai României la categoria adulți în 2015 în China, prin perechea Roman Cifricli Mirona Gliga. Orașul este cunoscut în toată țara prin cursurile și seminariile naționale și internaționale organizate, de care beneficiază cei mai buni dansatori, arbitri și antrenori din țară. Cu ocazia jubileului de 25 de ani, sâmbătă 15 octombrie la ora 19, în cadrul deschiderii oficiale, vor fi premiați dansatorii români cu cele mai bune rezultate care au obținut în ultimii ani pentru țara noastră 8 titluri mondiale. În anul 2016, România este pe locul întâi în lume ca număr de medalii obținute la dans sportiv, la egalitate cu Italia, pe locul 3 situându-se Germania. De asemenea, în cei 25 de ani, dansatorii au făcut ca la campionatele mondiale și europene imnul Deșteaptă-te române să răsune de 10 ori, obținând totodată 11 medalii de argint și 18 de bronz în 72 de calificări în finale, confirmând astfel tendința permanent ascendentă a dansului sportiv român la nivel mondial. Ceea ce face specială aniversarea federației este avântul extraordinar luat de acest sport la noi în țară, precum și progresul extraordinar al dansului sportiv într-un timp extrem de scurt, progres de-a dreptul geometric cu care nicio altă disciplină sportivă de la noi nu se poate lăuda. Cu această ocazie, reghineanul Vasile Gliga, președintele federației, a declarat: acum 15-20 de ani, România nu reprezenta în dansul mondial aproape nimic. Azi nu greșim dacă spunem că suntem printre primele națiuni ale lumii, indiferent la ce criterii de clasificare ne raportăm. Desigur, această ascensiune a presupus multă muncă din partea tuturor celor implicați în fenomen. Muncă grefată fericit pe talentul de excepție al sportivilor noștri, pe îndrumarea competentă primită de aceștia, de la cei mai buni antrenori români și străini și, în plus, să nu uităm de sprijinul deosebit și implicarea părinților.